sunt un pic mai alertați chinezii, că așa a fost și cu coronavirusul. Știți ce am citit zilele trecute și bănuiesc că lucrurile stau așa? Coronavirusul a fi apărut prin 2013 în China. Numai că, atenție, fiind considerat în momentul de față de către occidentali, după studiile pe care le-au făcut, un virus de laborator, da? Începem să credem în lucrurile astea, pentru că, iată, venirea verii a adus peste tot în lume al doilea val. Deci situația este dramatică în momentul de față, peste tot. Azi că nici sârbii nu mai au voie să plece în Grecia, s-a închis Belgradul. Încep să se închidă din nou orașele, stare de urgență așadar la Belgrad, am înțeles, pentru minim 2 săptămâni. Deci situația este dramatică, a venit valul 2, practic nu mai ai cum să scapi în aceste condiții. Da? Cred că totuși chinezii să fie un pic mai precauți când vorbesc de astfel de boli, întrucât coronavirusul le-a scăpat așadar undeva 6 ani, 6 ani și jumătate mai târziu din laborator. Ei l-aveau, deci, din 2013. Dar ca la Cernobâl, centrala aia n-a explodat în prima zi. Ea a fost în funcțiune, nici Bernard Tapie n-a furat o singură dată și l-a băgat la pușcărie. Furase între 100 și 200 de meciuri până atunci. Nu credeți că era atât de tâmpit, da? Să-l prindă, așa ai spus cu toate lucrurile. Ăia la Cernobâl au funcționat suficient timp până când au început să treacă pe economiile respective. Așa și aici. Nu e o surpriză să aflăm acum că acest virus era, de fapt, în laborator cu 6 ani și jumătate, chiar 7 ani, înainte de a izbucni și a da omenirea peste cap. Peste 11 milioane de cazuri până acum. Dar încă o dată suntem într-o situație mai complicată, se spune, decât cea din martie sau aprilie. Ați văzut că în acest weekend s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de la începutul pandemiei, adică de la sfârșitul lunii februarie, când ea este omologată oficial, cel mai mare număr de cazuri într-un singur weekend pe planetă. Da? Poate că totuși începe lumea să se gândească, nu era chiar așa cum auzeau ei pe la antene și pe la RTV. Da? Lucrurile încep să devină din ce în ce mai clare. Acum că încă o dată poate l-ați ascultat și pe președintele Trump, care încercând să-și facă curaj, și poate nu-i neapărat cea mai proastă ieșire a lui, a zis așa, 99% din cazurile de coronavirus sunt un fâs, când ei sunt la 130.000 de morți. Da? Așa o fi. Sigur, nu avem deocamdată indicatoare cum că ar fi crescut acel ritm de mortalitate care era cuprins la un moment dat între 1 și 3%. Nu avem astfel de indicatoare. Nu este evident că numărul este mai mare acum. La nivel global, în anumite țări este, dar nu la nivel global. Numai că nu asta este marea dramă. Marea dramă este că nu știm cum va reacționa organismul în timp după o infecție severă. Atenție, mai mult decât atât, această infecție nu este sezonieră și nu este definitivă. Deci a te îmbolnăvi astăzi, cum suntem noi acum că tușim, am stat la pat tot weekendul ăsta, bănuim că de la aerul condiționat care ne paște peste tot, ok. Dar o formă ușoară a bolii, că mi-a trecut după 2 zile, nu înseamnă că peste 2 săptămâni noi iei din nou. Sau peste 3 luni noi iei a 3-a oară. Da? Asta, nu știu dacă apucasem să vorbesc într-o seară. Am mai auzit, discutându-se în alte părți despre asta. Da? Cu cât este mai ușoară boala, cu atât organismul rămâne practic mai vulnerabil. De ce? Pentru că dacă a atras odată virusul și nu a reușit să-l zădărnicească, cum se vorbește acum, el a ieșit repede, că probabil era destul de grăbit sau nu înțelesese mare lucru în organismul ăla, dar totuși organismul l-a acaparat odată, ești foarte vulnerabil să mai faci boala într-un timp destul de scurt. Deci nu trebuie să te bucuri. A scăpat. La mine a fost o formă. Nici măcar n-am mai apucat să iau lingurile alea de ciorbă, că ăla din gorj, că mi-a și trecut. Nu, înseamnă că ești susceptibil să faci această boală, a doua sau a treia oară nu va mai fi așa de ușor. Pentru că tu n-ai dezvoltat anticorpi. Deci n-ai niciun fel de rezistență. Da? Iată că nu se predă acest virus nici în fața situației de astăzi, adică temperaturi la soare în capitala României de peste 50 de grade înregistrate în aceste zile. Bucureștiul era pe locul 2 pe planetă la un moment dat, am văzut statistici, în miezul zilei după Singapore la temperatură. Bă, pe locul 2 pe glob, mă. Deci vă dați seama ce era asta? La soare.
Da, măsurătorile alea care ajungeau... Mi s-a părut și mie ciudat că nu era Dubaiul, vă spun sincer, dar în rest să știți că nici în Africa nu mai e atât de cald. Da? Nu mai e. Au schimbat vremurile și pe acolo. Bun, hai să ne întoarcem un pic totuși la marmota asta, că mi se pare uluitor. Deci ce s-a întâmplat? Ciobanul, nu știu ce, ăla de 15 ani, a halit o marmotă. Comisia, s-a creat o comisie în orașul Baia Nur, din nordul Chinei, încoate, de-abia dacă crește iarbă, și s-a interzis vânătoarea și consumul de marmote susceptibile de să transmită ciuma până la sfârșitul anului. Dacă făceau așa și cu pangolinul. Locuitorii sunt obligați să semnaleze de aici înainte orice rozător mort sau bolnav. Parcă tu poți să-ți dai seama. Încercăm și noi cu termometrele astea ale regimului Orban. Încercam și eu acum să-mi iau temperatura. Pe unde mă duc, sunt interesat să văd dacă am temperatură mai nou. Și mi indică ăsta, vin aici, 35 cu 8. Însă ai 35 cu 8 la ora 11 noaptea. Da? Înainte îmi luasem temperatura, nu știu pe unde am intrat, aveam 36 cu 3. Cum dracu să ai 36 cu 3 da, la ora 9 jumate seara? Da? Un om de vârsta mea. Deci este o bătaie de joc. Da? Și astea sunt considerate obligatorii. Astăzi, dacă te duci într-o instituție responsabilă, imediat vine omul să-ți ia, că așa e legea. Ce lege, bă? Deci este ca aia cu măștile. Noi ne batem joc. Ce aparate sunt astea, bă? Deci intră omul bolnav, puteam să am 38 cu 9. Ăla mi-a arătat că am 35 cu nu știu cât. Ce e asta? Deci nu, pus unde? În condițiile astea vin și pun întrebarea. Testele alea care se fac pe la spitalele astea amărâte în țară, au vreo fiabilitate? Evident, n-au nicio fiabilitate. Ca ăla în Bulgaria. Citit weekendul ăsta că înaintea unui meci de fotbal în Bulgaria s-au făcut niște teste și au ieșit toate negativ. Pe care aia se simțeau rău. Din echipă au mai făcut testul la un spital, 20 aveau COVID din 25. Meciul s-a jucat, pentru că inițial la care le-a făcut testele a zis n-are niciunul nimic. Deci, atenție, este și aici o cacofonie monumentală. Bun, deci bacteria Yersinia pestis poate fi transmisă la om? Eu l-am rănit totuși un pic, că l-am prins chiar de tot. Eu, unde ăsta, un chikungunya de ăsta putea să-ți transmită. Pentru că ăsta e pericolul numărul 1 acum, de exemplu, în sudul Franței. Că vă duceți în această vară țânțarii. Nu coronavirusul, că nu mai circulă coronavirusul acolo. În Corsica, de exemplu, nu s-a mai registrat niciun caz în ultimele 2 săptămâni. E gata. Deocamdată, dar sunt în țară de ăștia veniți de prin Africa și că toate bolile pământului. Ascultați aici. Deci, bacteria Yersinia pestis poate fi transmisă la om de către purici care au mușcat un șobolan infectat. În pofida faptului că această boală extrem de contagioasă este rară în China, ciuma bubonică, rară, dar totuși existentă, ea poate fi tratată. Deocamdată spun chinezii, 5 persoane ar fi murit, dar asta începând cu 2014. Și atât că motive de speranță ar mai fi pentru politicieni, să zicem, care n-au niciun județ și nu cred, evident, în nimic. Adică tu nu crezi în coronavirus, dar crezi în Dumnezeu, tu politician. Bă, mi se pare un pic ciudat. Adică, care sunt criteriile tale? Ea este o bună, un bun subiect, de exemplu, pentru... Oare nu cumva și dintr-o parte și dintr-alaltă, din prostie, faci lucrul ăsta? Eu zic că ăsta ar fi răspunsul. Dar sigur, merită aprofundat. Adică pe ce te bazezi, vorba lui Marin Preda? Da? Noi e un subiect bun pentru ăștia care nu și-au luat bacalaureatul, că ăștia sunt mai importanți pentru noi. Am văzut că toată lumea îi felicita pe prunci ăștia care au luat bacalaureatul. Pe mine mă interesează cei care nu l-au luat. Ăștia vor fi politicieni, primari, președinți de consilii județene, oameni de afaceri, ce să facem cu aia care au luat bacalaureatul proștilor? Ia să se duc în străinătate și își văd de viața lor. Da? Să ne intereseze ăștia care nu l-au luat și care nu-l vor lua niciodată, sau mă rog, nu-l vor lua până la 40-50 de ani. Ăștia vor fi primarii de mâine, șefii de guvern, nu? Dar cine credeți că va intra? De asta aș da teza asta politicienilor. Dar de ce credeți în Dumnezeu care nu lasă nicio urmă?
doar așa de frică, așa a fost crescuți la țară, peste 50 de ani nu o să mai crească nimeni copiii așa. Dumnezeu nu apare pe tabletă. Deci se duce povestea asta. Nu o să mai învețe nimeni așa ceva. Da? Nu credeți într-o boală care a decimat în mare parte planeta deja, dar credeți în niște povești, tot la fel, da? Pe care vi le spunea cineva. Nu sunteți prea superficiali în cazul ăsta? Pe ce vă bazați? A, credeți așa, că vi se pare vouă că trebuie să fi fost un miracol pe undeva. Dar n-aveți nicio, absolut niciun argument tehnic, nimic. Absolut nimic. Așa ai auzit tu, așa te-ai născut tu. Dacă al tău te zicea de la vârsta de 3 ani, părintele, nu există, bă, Dumnezeu, stați liniștiți, putem să furăm. Da? Tai că tu era hoț de meserie. Pesedist. Da? Oe, bă, astea-s povești. Nu credeai, nu? Te-ai trezit, ți-au spus ai tăi, erau bisericoși, crezi în Dumnezeu. Bă, ce criterii, bă, boule? Aici, când ai avut o responsabilitate, zici, da, nu există, bă, că nu mi s-a întâmplat mie, sau am avut eu o formă ușoară pe asta, că am strănutat de 2 ori. Asta înseamnă că sunt bolnav. A, vedeți-vă de treabă. E, nu știu dacă e chiar așa. Uite că se cam strânge lațul în jurul nostru destul de serios. Ulu, asta e o știre care, într-adevăr, ar fi trebuit să o citim în picioare. Dar cum ne spunea Tolontan pe vremuri la ziar, în ziarul ăsta nu-i nimeni domn. Adică nu puteam să domnim pe nimeni, nu începeam știrea cu domnul primar. E bine, primarul sectorului 3, ăsta chiar că este un domn, da? Robert Negoiță, Dumnezeule, a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă. Eu credeam că sunt 2-3 lucruri fără de sfârșit pe lumea asta. Dacă m-ar fi pus cineva să completez formularul ăsta, asta aș fi scris-o sigur. Robert Negoiță va candida până la adânci bătrâneți, evident, din partea PSD. După aproape 20 de ani, spune și el, de când am început aventura politică, zici că e fotbalist, dedicându-mi toate energiile, evident, și priceperea unui partid de a cărei ideologie, nu știu dacă e chiar corect gramatical, de a cărui ideologie, m-am simțit întotdeauna cel mai apropiat, în fine, să trecem, a venit astăzi momentul să încheie acest capitol. Cum, așa dintr-o dată? Ălea de la RTL ar fi scris 2 minute de lectură. Păi mi-a stat 2 minute de lectură, ați încheiat socotelile cu PSD. Asta era, trebuia să-mi scrie 3 quarts d'heure de lectură. Adică 3 sferturi de oră, vreau să vă deziceți practic de PSD în 2 minute. Anunț public astăzi că nu vă mai candida din partea PSD la alegerile locale în această toamnă. Doamna Firea a spus recent, atrăgându-i atenția lui Victor Ponta, că l-a susținut însărcinată la alegerile prezidențiale din 2014, chiar dacă Ponta a pierdut atunci ca un leu. Fiind cel mai jalnic eșec al unui om politic, aș spune, din Europa în ultimii 30 de ani. Faptul că el a câștigat, da, fluierând primul tur de scrutin, cu 10% avea mai mult decât Iohannis, și a pierdut în turul al doilea, da, având ăla 10% în fața lui. Deci a fost ceva uluitor, inexplicabil. E bine, doamna Firea atrage totuși atenția că i-a dat sirop când era mic lui Victor Ponta și că l-a susținut. Și știți ce spune doamna Firea? 3 săptămâni după ce am pierdut alegerile, am suferit ca un câine. De ca și cum l-a fi pierdut cineva din familia mea. Adică, se citi domnul Pandele. Altcineva, cine să le fi pierdut? Pandele le putea pierde. Le pierdea și el ca un leu. Niciun PSD-ist n-a câștigat alegerile prezidențiale în România de la Ion Iliescu. Deci n-a fi pierdut și Pandele, putea să candideze de câte ori voia el. Ideea este că, doamna Firea, dar ce s-a întâmplat după alea 3 săptămâni? Sau așa e la femei? Știu că nu pot să spui asta la televizor, dar întrebam și eu. Adică mie, de exemplu, un astfel de eșec, nu electoral, un eșec sentimental, de exemplu, mă ține undeva între 3 ani și 30 de ani. Mai aproape de 30, totuși, decât de 3. Până noastră vă ține 3 săptămâni. Ce s-a întâmplat după 3 săptămâni? Că aș vrea să știu și eu rețeta. Vi se ia așa sau cum? Mergeți pe stradă sau sunteți la volan și într-o dată nu mai simțiți nimic? În cazul ăsta de Victor Ponta, un bărbat bine, înalt, cât plopul. Da, subțirel, bine făcut, că știu că noastră la asta vă uitați.